ceea ce ai, ce pornește de la tine, e pasiune. Da. Ambițiile în general, la, ca să știi că ai, ai cumva niște repere care nu sunt neapărat stabilite de tine, la care te raportezi, în care te raportezi la alții. Știi? Crezi că e ceva din trecutul tău pe care l-ai schimbat? Adică da, poate e un pic relevantă întrebarea, dar așa, dacă te gândești la trecut, sunt lucruri unde ai schimbat ceva? Da, sunt lucruri unde ai schimbat ceva, au fost deciziunile proaste, evident. Da, dar acum e greu de zis, știi, că te uiți înapoi, tu ești, repet, tu ești deci, acum în prezent suma deciziilor pe care le-ai luat în ultimii 40 de ani. Acum să zic, na, dacă nu, e greu să-mi dau, na, nu-mi dau seama. Na, văzând de acum înapoi, da, dar e irelevant răspunsul la întrebarea asta din punctul meu de vedere, știi? Da. Pentru că eu deja mă gândesc acum că aș schimba, dar asta e prin prisma ceea ce deja am făcut. Poate că dacă făceam altfel, nu m-aș fi gândit că aș fi schimbat. Și la fel, dacă respectiv, știai lucrurile pe care le știi acum, atunci nu le-ai fi făcut. Da, adică nu, nu mi se pare relevant răspunsul. Să ne îndreptăm puțin spre viitor. Unde încotro te îndrepți? Dacă sunt ceva proiecte pe care le derulezi sau le ai în vedere pentru viitor, unde vrei să mergi? Peste tot vreau să merg. Acum chiar e un moment prost cu proiectele, știi că cumva m-am blocat, știi, am investit într-un... Uite, vezi, asta a fost o decizie proastă în care nu mi-am ascultat instinctul, știi, nu am urmat cumva... N-am vrut niciodată să investesc sau să am o locație foarte fixă, știi, mi se pare că dacă vreau să fiu liber trebuie să investesc în mine, că eu cu cunoștințele sau cu abilitățile, cu skill-urile mele pot să mă plimb pe unde vreau. Dacă am o bază fixă undeva, e mai greu. Nu zic că e... Nu știu că n-am avut ocazia să validez sau invalidez chestia asta, dar uite că acum cu criza, cu virusul, cu dracii, știi, am ajuns la gândirea mea inițială, da, știi, și am investit într-un mic resort în Indonezia, în ideea că vom sta cam 2 ani acolo să-l punem pe picioare, 2, maxim 3 ani, după care în următoarea, am luat un leasing pe 10 ani, știi, am zis că o să am 7-8 ani la dispoziție, în care o să am bani de onorez acolo, nu mai mult, dar măcar de onorez și de o chirie o să-mi iau eu de acolo, încât să mă pot întoarce înapoi în România fără să am presiunea să produc ceva, da, și să văd cum pot să-mi dezvolt proiectele astfel încât să și trăiesc din ele. Că până acum toate călătoriile pe care le-am făcut sau majoritatea lor n-au fost autosustenabile. Cumva am lucrat ceva, am făcut bani, am plecat, i-am cheltuit, am golit rezervorul, m-am întors iar la benzinărie, l-am umplut, iar am plecat, iar am ajuns pe zero pe uscat, știi? Și am vrut să ies din bucla asta și mi s-a părut atunci pe moment că asta ar fi așa o scurtă tură, știi? Pun bani într-o chestie, o dezvolt un pic, o las să meargă așa cum o mergea, nu trebuie să meargă 100%, dacă aveam 60% din potențial era suficient sau 50% din el, dar acum m-am blocat de tot și acum am și o fică, cumva, m-am blocat din dorința mea așa de a nu fi legat de nimica, cumva, cum sunt... Sunt prins, am mai multe determinări, știi? Și dar în principiu, da, vreau să mă întorc în Papua și să închei proiectul cu poveștile de acolo. M-am apucat să traduc și să transcriu, că le-am înregistrate și să traduc din ele, dar am mers foarte încet și cumva, cam dat, te-ai lăsat la naftalină proiectul ăsta. Începusem iar așa să... M-am tot mers în anumite zone din Papua, am văzut schimbările de acolo și asta mi s-a părut, am avut un privilegiu să văd lucrurile astea. Am făcut câteva prezentări în diverse medii despre lucrul ăsta și în ideea de a mă întoarce la universitate, am vrut să reaplic la o
să caut o bursă de cercetare în antropologie. Între timp, pentru că în zonele astea se întâmplă multe dezastre ecologice, sociale, materialele pe care le-am avut, unele le-am mai pus pe net, altele le-am trimis la prieteni și mi-a pus câteva oportunități să mă implic în niște programe de astea, fie sociale, fie de mediu, dar niciuna din soluțiile astea nu îmi dădea bani instant sau n-ar fi devenit autosustenabilă mai devreme de probabil 2-3 ani, un an, să zic, știi? Și acum nu mai am acel 1-2-3 ani. Teoretic trebuia să am anii din venitul care venea de la resort, dar acum nu merge. Deci pe moment m-am blocat, știi? Da, și când sunt în situația asta, decât să mă stresez, să mă agit, cumva stau să văd ce se întâmplă. Da. Așa că deocamdată sunt într-un fel de așteptare, așa, de lasă-mă să te las. Trebuia anul trecut să merg în Papua, n-am reușit. Anul ăsta e ca și încheiat deja. Uite și acum, nu sunt practic în România, am venit aici pentru 2 luni și deja stăm de 4 luni aici. Da, din cauza pandemiei. Da, și trăiesc din clisa de pe burtă, care am pus multă, de la cârnați și plăcinte, dar la un moment dat se termină și cârnați și plăcintele și clisa de pe burtă și va trebui să produc ceva. Dar cumva asta e parte din ce spuneam la prima ta, de prima întrebări, știi, din prețul libertății. Știi? Da. E dacă vrei ca un câine de curte față de un maidanez. Da. Cumva la un moment dat trebuie să mai ieși acolo pe teren să-ți cauți resursele. Ce sfaturi, dacă ai putea să dai vreun sfat tinerei generații vis-a-vis de activitatea asta de călătorie? Când zic călătorie, nu mă refer la a merge la un resort să stai o săptămână și să te întorci acasă, la călătoria în sine, a vedea bune, rele. Da, mie îmi place să dau sfaturi, ce să zic. M-aș da mai degrabă informații, cu ar fi interesant să le aibă decât să dau sfaturi, știi? Dar e o problemă cu turismul ăsta de consum, știi? Că am mai vorbit când ai acolo seara, două. Majoritatea oamenilor, acum foarte mulți călători și români, te vezi că asta e o chestie așa de la distanță sau la mod așa la o vedere superficială, zice, bă, ce fain e, uite, vezi, se deschide, oamenii au acces la bani, deja pune și cu pașaportul românesc, poți să duci într-o grămadă de locuri, dar eu nu cred că acum sunt mai mulți români care realmente călătoresc decât erau în anii 80, cred că numărul lor a rămas acela. Sunt mai mulți care consumă servicii turistice, dar asta e cu totul și cu totul și cu totul altceva și mai degrabă o sursă de poluare și de dezastre sociale și economice și de mediu în toate zonele unde se dezvoltă genul ăsta de turism. Cred că sunt foarte puțini oameni care chiar călătoresc și eu la nu le-aș da niciun sfat, repet, le-aș da informația. Asta a fost inițial când mi-am deschis blogul meu, când am vrut să organizăm expediția în Himalaya, am căutat foarte mult pe internet informații despre trasee, despre vârfuri, despre cum să-ți organizezi chestia, tabere, acte. Și a fost aproape, bine, asta era de mult, internetul nu era așa stufos cum e acum, ceea ce găseai pe internet, știi, era în 2005, de mult de tot. Dar na, erau chestii pe internet, ceea ce am dat în general peste oferte turistice, peste site-uri, peste agenții, numai mizerii de genul ăsta, sau peste indivizi care fuseseră, dar nu împărtășeau informația aia, ci dădeau foarte selectiv acele informații care să-i pună pe într-o lumină de erou cuceritor, de cât de greu a fost. Nimeni nu zicea concret une lucruri care sunt, de fapt, erau mult mai accesibile decât lăsau ei să se pară în site-urile alea, care au niște site-uri de promovare, de autopromovare și niște pagini de... Și de asta mi-am deschis, mi-am dat drumul la blog la momentul respectiv, tocmai pentru a da drumul la informațiile pe care eu, după expediția aia și după încă câteva și după turele în Indonezia, exact, în primele mele turi când am fost în America de Sud și unde am mai fost,
mergeam cu Lonely Planet-ul, cu astea în mână, mai mă uitam pe net, era un fel de TripAdvisor, deci era, nu știu cum zice atunci, Virtual Tourist, erau câteva site-uri care apăruseră, dar repet, toate vindeau ceva, toate promovau ceva și niciuna nu îți dea informație care să te ajute să te descurci singur acolo, știi? Da. Și na, așa mi-am deschis site-ul meu, dar nu e cu sfaturi. Repet, a treia oară zic că e doar cu informații. Iar la cei care călătoresc, na, fiecare își alege alt mod de viață, evident. Și e nevoie de toate tipurile de oameni. Nu-i vorbesc în sens. Eu am zis ce-mi place mie și ce nu-mi place mie, dar ceea ce nu-mi place mie nu înseamnă că e rău, știi? Deci faptul că ești să te duci și muncești la birou nu e un lucru rău, poate fi un lucru foarte, e foarte bun și e și necesar. E doar că dacă mie îmi place cafeaua fără zahăr, nu înseamnă că dacă tu bei cu zahăr e proastă cafeaua, e la fel de bună, e doar altfel. Știi, e, pentru aia care beau cafeaua altfel decât mine sau călătoresc altfel decât mine, e obsesia asta la mulți de a, știi, ai un fel de checklist, știi, de... Tu nu călătorești ca să vezi ceva, să cunoști, ci doar ca să demonstrezi celor din jurul tău că ai fost și tu acolo, știi? Dar cred că foarte puțini din cei care călătoresc sunt mânați de o curiozitate și majoritatea sunt mânați așa, social, de niște repere, de niște chestii cumva trebuie să le bifeze sau cumva să demonstreze, nu știu exact cui și de ce trebuie să demonstreze, dar... Na, cumva își consumă viața lor ca să demonstreze altora ceva, ceea ce pe aceia alții nu interesează, de fapt, că le-a demonstrat, știi? Da. Și poate că, nu sună aiurea să dau sfaturi, dar cumva în asta poate fi înainte de a-ți programa o călătorie, o excursie, o vacanță, știi? E fain să îți dai timp și să te gândești, ok, ce vrei efectiv să faci, știi, pentru că ce vrei să rămâi, probabil. Exact, acum eu cumva am lucrat ca și instructor de scufundări în zone turistice, știi, și avem și resortul ăsta mic acolo în Indonezia și vezi că-s de ăștia care te gândești, bă, dar, știi, vin, stau două zile aici, o zi acolo, două zile, trei zile și te gândești, bă, dar ăștia au 3 săptămâni sau 4 săptămâni de concediu din care 3 sferturi din timp sunt în check-in, check-out, transfer de la aeroport, boarding, onboarding, aștept bagaje, transferuri și toate astea ca să-și bifeze lista, da, de și până la urmă nu rămân cu nimic, ajung într-o zonă faină și na, încep să le spui, te poți să vezi aia, păi știi că n-am timp de aia, nu, și până la atunci, până de 4 săptămâni aleași ca disperatul după după ce? După nimica. După efectiv alegi după nimica. Știi? Consumi foarte mult, te consumi pe tine, îți consumi banii, îți consumi timpul, determin consum și poluare în zonele în care te duci. Eu știu, ai o vacanță de 2 săptămâni și tu ai 15 avioane în timpul ăla. Unde vrei? Ce, nu obții nimica, ți se pare doar, știi? Și asta mai ales pentru români care n-au călătorit așa de mult. Neamurile sau națiile, știi, care poate au avut deschidere de mai de mult, eu știu, din Europa de Central, Europa de Vest, vezi că există și categoria acelor oameni care călătoresc, se duc și văd chestii. Exemplu, din Europa de Est nu prea există, sunt foarte puțin călători, sunt ori de ăștia care se duc, se îngroapă într-un all inclusive de la de 5 stele ca să-și facă selfie-uri cu cocktailul pe marginea piscinii și se pare că e ceva grozav, dar nu e nimica, e o prostie din punctul meu de vedere. Sau sunt de ăștia care sunt disperați cumva să vadă ce n-au apucat nici ei, nici părinții, nici bunicii lor să vadă într-o viață, ei vor să vadă în 2 săptămâni și rezultatul e că nu văd nimic, că doar aleargă între avioane, porturi, hoteluri, între check-in-uri și check-out-uri și nu reușesc să vadă nimic, nu-și au timp să înțeleagă unde au ajuns, de ce au ajuns, știi? Știi, oamenii se duc în Indonezia, în Bali, dar ei evaluează resortul după cât de vestică e mâncarea, după cât de vestice sunt serviciile, după cât de bine vorbesc engleză ăia de la, eu știu, femeile de serviciu sau ăia de la recepție, știi? Da. Și din asta îți dai seama că de ce ai mai și venit, mă, nene, până aici, știi cum zic? Da.
Călătoria este un mod de a ajunge să-ți completezi, dacă vrei, niște informații, să satisfaci niște curiozități. Știi? La fel, exact cum ăștia care au copii de școală, știi, și încarcă, le dau de făcut tot felul, și pian, și tenis, și balet, și vorbesc 7 limbi străine la 2 ani și chestii de astea, știi, și cumva copiii să ajungă tot așa niște mutanți de ăștia care nu o să știu, o să aibă o grămadă de, eu știu, unelte de scule, dacă vrei, cu ei în viață, cu care părinții au ocupat, dar nu o să știe ce să facă cu ele, că nu o să știe nici de ce, nici unde, nici pentru ce, nimic, știi? Și tocmai pentru că părinților nu le-au dat timp ca ei să frece menta, că frecând menta ajung să... Na, te interesează ceva la mente, eu știu, mirosul, gustul, cum o plantezi și încet, încet, încet îți creezi interese. Și odată ce ai o direcție, evident că ai nevoie, ai chestii legate de direcția respectivă și călătoriile vin să răspundă unora dintre nevoile astea. Dacă tu nu ai interese, nu ai nevoie, nu știi ce vrei, degeaba călătorești. Ăștia care zic că călătorești să se descopere, nu descopere nimic, că nu descopere nimic. Adică dacă tu nu știi ce vrei, faptul că iei 10 avioane și îți plătești 8 hoteluri, nu o să te ajute să știi mai mult. E o idee, cum să zic, promovată de industria turistică, de gândirea asta vestică, așa, de task-oriented, target-oriented, achievement, știți, toate bășinile astea care, până la urmă, nu se referă la tine și nu sunt pentru tine. Știi? Deci, probabil că înainte de a călători, cel mai important e să-ți dai timp, în general, în ceea ce faci, să-ți găsești direcție, știi? Și după aia vine și călătoria, că călătoria ta înseamnă city break-uri, că înseamnă să mergi la festivaluri de film, că înseamnă să mergi la concerte, că înseamnă să mergi în pădure, cum am mers eu, că înseamnă să caceri munți, să mergi la scufundări, că înseamnă să mergi, eu știu, la curve în Thailanda. Toate sunt foarte bune și sunt perfecte atâta vreme cât vin să-ți răspundă unei nevoi. Câte vreme nu știi ce să faci, degeaba ai repet, ca unuia care e neîndemânat, că îi dai o trusă de scule, n-are ce să facă nimeni cu ea. Nu știi ce să... Știi? Am înțeles. Îți dai cu ciocanul peste degete. Și mulți îți dau cu ciocanul peste degete în călătorile astea și vezi că sunt obosiți, încercănați. Știi, chestia asta, vin din concediu, trebuie să mă odihnesc. Păi nu. Decât dacă într-adevăr concediul ăla ți-a răspuns la ești, ai făcut o chestie care... N-ai mai pus o cărămidă la ceva, ai făcut un pas înainte, dar în general nu au făcut nimic, s-au învârtit dintr-un hotel în altul și au cumpărat suveniruri până au obosit. E și aia o formă de oboseală. Da, e o formă de defulare, mai degrabă, și sigur e obositor, e foarte obositor, adică eu văd pe ăștia că vin că sunt rupți din noi, cum insula asta noastră, nu ai acces direct la ea, nu ai aeroport, nu? Deci nu e niciun start al călătoriei, nu e un punct de, știi, nu e o destinație inițială a unei care vine din Europa și ajunge acolo și sunt terminați, nu mai sunt stare să facă nimic, nici să se uite la un apus, știi? Că deja ești după nu știu câte rânduri de bărți și mașini și avioane. Îi mulțumesc lui Radoș că a acceptat invitația de a răspunde întrebărilor. Sper că într-un fel v-a inspirat sau vă va inspira și pe voi. Sper că ți-a răspuns la întrebări. Păi, într-un final mi-a răspuns la toate. Da, că am fost așa un pic critic, dar asta poate așa determinat de ultimii ani în care am lucrat în industria turistică și m-am întâlnit cu oameni total diferiți de viziunea mea despre călătorie. Critica nu cred că inspiră, dar sper că ceva. Da. Să vedem cu ce rămâne. Da. Bine. Mersi. Ciao. Ciao. Cam ăsta a fost filmulețul, sper că v-a plăcut. Dacă da, vă invit să dați subscribe la acest canal, să vă înscrieți, să apăsați și acel buton clopoțel pentru a primi notificări în viitor despre filmele pe care urmează să le fac. Și dacă doriți, dați un like, scrieți un coment, o să încerc să vă răspund în momentul în care văd comentariile. Până la episodul următor, toate cele bune! Ciao! Băiat! Deci tu ești, Dragoș, un băiat. Așa e? Da. Suntem alături de Dragoș Dubină.